Adrian Ursu, un jurnalist cunoscut cu o carieră importantă. Adrian, te ascultăm. Sărăuna, doamna Lasconi. Bună seara. Mă bucur să fim în sala asta împreună astăzi. Și vreau să vă întreb, ați repetat, cred că de 3 ori, dacă greșesc, mă corectați, că veți fi sigur președintele României. Tocmai de aceea, în ipoteza asta, haideți să pornim de la următoarele situații. Veți participa la reuniuni internaționale importante și să luăm câteva cazuri practice. Participați, de pildă, la Consiliul European și se pune problema votului pentru admiterea accelerată a Ucrainei. Votați pentru sau împotrivă? Veți participa la reuniunea Consiliului de Securitate ONU și se pune problema sancționării și condamnării Israelului pentru victimele civile din Gaza sau din Liban. Veți participa la reuniunea Consiliului NATO și veți vota și acolo pentru sau împotriva admiterii imediate a Ucrainei. Dacă puteți să-mi răspundeți la prima și la treia, da, categoric, pentru admiterea Ucrainei, dar eu aș milita foarte mult și pentru Republica Moldova. Atât în Uniunea Europeană cât și în NATO, iar în ceea ce privește ONU, acolo linia va fi, direcția va fi cea a partenerilor noștri din americani. Astea sunt cele trei răspunsuri. Cum spun americanii, așa veți vota, da? Nu cum spun ei, o să gândesc, bineînțeles, și cu mintea mea și nu numai cu mintea mea, încă o dată. Da, adică păi noi trebuie să mergem pe linia NATO. E bine să mergem pe linia americanilor dintr-un singur motiv, și anume că știți că noi nu suntem membri ai Consiliului de Securitate ONU, deci nu veți putea vota. Ok, bine, fie. Nu le știu chiar pe toate. Tocmai de asta aș vrea apropo, să înțeleagă... La BRICS am văzut că știați că sunt 9 state care sunt membrii Consiliului de Securitate ONU? Trebuie să fie Statele Unite, cu siguranță. Sunt. Nu știu foarte bine asta și nu cred că e o problemă să nu știu ceva. Tocmai de aceea aș bine, vrea să BRICS înțeleagă... la alfabet era mai devreme, adică era la litera B, da, probabil vine și ONU mai încolo. Știți la... de ce? Știți de ce era important BRICS-ul? Pentru că au fost discuțiile cu Venezuela și a fost și discuția despre Turcia care vrea să intre în BRICS și mi se pare că e mult mai aproape de noi și mi se părea periculos, tocmai din acest motiv. Știam foarte bine despre BRICS, iar președintele nu trebuie să le știe chiar pe toate, pentru că are pârghii. Președintele este cel care vine cu viziunea, dar el se poate folosi de oamenii care sunt foarte bine pregătiți pe domeniul lor, are un minister al afacerilor externe, are consilieri la Cotroceni, deci președintele poate să se înconjoare de oameni care știu foarte bine treaba asta. Mersi. Foarte scurtă precizare, dacă se mai poate. Votul, spuneați, categoric pentru admiterea Ucrainei în Uniunea Europeană și în NATO l-ați dat în orice condiție, adică în condițiile de acum? Cum adică? Da, noi suntem pentru Uniunea Europeană și NATO și cu Ucraina da, și cu Republica Moldova. Da, știți că Ucraina e o țară în război, adică admiterea unei țări în război în Alianța Nord-Atlantică cu trupe străine pe teritoriul ei e posibilă? Stați puțin că există niște pași până să intri în... Vă rog să-l lăsăm pe domnul jurnalist să mi adreseze întrebări. Dacă vă ajută sala, cred că se... Vă rog, doamna Lasconi, dacă vreți să răspundeți. Bineînțeles. Oricum sunt niște pași care trebuie urmați pentru a intra în Uniunea Europeană. Eu nu cred că se face mâine și îmi doresc foarte mult să avem o pace la granițele noastre și nu război. Și cred că asta și-ar dori orice român, pentru că cea mai lungă graniță este cu Ucraina, României, și ar fi absolut grozav să fie și în NATO și în Uniunea Europeană la fel ca și noi. Deci am avea o siguranță atât din punct de vedere economic cât și din punct de vedere al apărării. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru întrebare, mergem mai departe. Și eu mai ales pentru aia capcană, că din asta